și important, sigur, important și eu cred și interesant din punct de vedere tehnic. Sper și frumos din punct de vedere tehnic. Pentru mine la fel, este un match foarte greu, foarte important, ma avem calitate pentru a câștiga match. Întrebări, dacă aveți. Mister, externa întrebare. În momentul se câștige Craiova acasă cu PSV-ul? Acasă noastră am câștigat. Acolo. Pentru mine este important că echipa va face o partidă bună. Pentru mine am făcut și ultimul meci. A fost un meci bun, dar am făcut ceva greșeli. Trebuie să, pe un meci așa important, este foarte important că faci un meci perfect din acest punct de vedere. Jucați și la egal? Jucați în cadrul și egalul? Rămâneți nu, pentru că nu mi place, eu nu mă gândesc așa, nu este mentalitatea noastră. Noi mergem acolo pentru a obține maximul, care este posibil. Mergeți tot cu trenul. În ultimul două deplasări, aproape de trei. Nu voi dea să eu trebuie să decide în funcție de cea mai bună soluție pentru jucătorii. Este o soluție bună, comodă. Da, este cea mai bună soluție pentru merge la București. Luați în calcul să vă întoarceți cu trenul dacă învingeți porterii cu mare îngheșuială? Nu, normal, ne întoarcem cu autocarul imediat după meci. Sper că va fi crowded, auzi, de rog, aglomerat de... Sper că va fi aglomerată drum până la Craiova. Dacă bateți, promiteți să le faceți chestii suporterilor? Eu? Este cineva care are mai multe bani de mine. Dar atunci preț. Da. Ce vă doriți mai mult? O victorie cu PSV-ul sau una cu CFR-ul? No, e normal. Cel mai important meci este primul meci. Că avem. FCSB, normal. După este Cupa și după este CFR. S-a tot vorbit zilele acestea despre scandalul cu Mitriță. Dumneavoastră ați urmărit scandalul cu Mitriță. Ce s-ar întâmpla dacă un jucător v-ar înjura pe dumneavoastră? Am citit, dar nu este treaba mea. Nu sunt chestiune dintre mine, este chestiune dintre Cosmin și Alex. Cu mine nu a fost niciun fel de problemă și... Nu s-a întâmplat această situație. Dacă se întâmplă, dacă sunt, eu nu știu. Cine a spus că am jurat? Eu nu știu. Eu, cum eu cunosc Alex, nu este comportamentul lui, nu este stilul lui. Nu cred. Nu s-a întâmplat niciodată când a fost aici. Eu nu cred că este un băiat care face aceste... N-am mai făcut. Eu nu cred. Am văzut și tot am spus că n-a fost. Când antrenorul a zis nu, antrenorul secund a zis nu, jucătorul a zis nu, nu ved de ce trebuie să vorbim de una situație care este... nu este adevărat. Pentru prima dată când sunteți la echipă, ați făcut în sfârșit un meci amical în perioada echipelor naționale, dar ferit de ochii presiei al suporterilor, ce ați experimentat la acest? am făcut ceva modificare, am încercat ceva că pot fi o soluție imediată sau pentru meciul următor. Echipa a făcut un meci bun, dar din punct de vedere de atitudine, de echipa este perfectă în acest perioadă. Bancul cum e cu moralul? A fost criticat de unii specialiști din fotbal. Ieri eu cu el am glumit. Normal, pentru mine a fost normal, Nicu. Nu este niciun fel de problemă. Nicu știe ce cred eu despre el. Nu sunt probleme. Nicu este un jucător, în opinia mea, este un jucător foarte, foarte bun. După, dacă vorbim din punct de vedere tactic, eu cred că pot juca în toate pozițiile din banda stângă. Este opinia mea, dar după... Nu, este opinia mea, pentru că el ved Nicu toate zile, nu? Ce ne puteți spune? Cum s-au comportat jucătorii în
noul sistem pe care doriți să-l... Nu este 3-5-2, înțeleg. Nu, n-a fost 3-5-2, a fost, nu a fost 3-5-2. Am încercat ceva pentru utiliza toate jucătorii în poziție potrivite. Pot fi o soluție. Dar vom vedea dacă va fi o soluție, repet, imediată sau va fi o soluție pentru meci următori. Dar a fost normal să ascundeți suporterul acesta amical, ținând cont că portați de unii... A fost o request, cerință de echipa și de echipa din Bulgaria. Nu au fost doar alte probleme. Am zis că ei vine aici, dar este mai bine dacă jucăm... Ok. Și n-a fost un meci oficial. Dacă meci este oficial, e normal că eu joc cu porte deschise. Antrenament sunt tot timpul deschise. Dacă cineva vrea să vină antrenament, pot vedea tot. În acel moment a fost bine și pentru mine. El a cerut această situație, dar și pentru mine a fost. În acel moment a fost ok, pentru că am cercat ceva soluție. Cât de grav este accidentarea lui Coli și cât de mult vă dă planurile peste cap, perspectiva următoarelor? Da, eu sunt sigur că cine va juca în poziția lui Coli va face un match foarte, foarte bun. Pentru că toți jucătorii sunt foarte motivati, e vrea să demonstreze că sunt jucătorii buni, potriviti, pentru Universitatea Craiova. Acest lucru eu sunt sigur. Pentru că sunt jucători de calitate. După când va fi, eu trebuie să vorbesc mai bine cu doctor, pentru că a făcut și altri examini. Nu pot să zic acum sigur un răspunsul clar. Dar are ruptură sau întindere? Nu, eu ce am înțeles, are ruptură. Dar când timp va fi, trebuie să înțelegem acum, este în contact doctorul nostru cu doctor de naționale Bosniei. Pot decide următoarele două meciuri în mare parte toată campionatul titlului? Da, e normal, sunt meci importante. Această săptămână este o săptămână importantă pentru noi, pentru această sezon. E normal. Dar în fotbal, vorbi de decisiv sau neodecisiv, nu cred, pentru că în fotbal se poate întâmpla tot. Mergeți la victorie. Am spus că sunteți la mâna dumneavoastră, că câștigați toate meciurile. E clar. Da, este și matematica zice așa, este normal. Dar eu, dacă se poate întâmpla tot în acest meci, dar nu cred că este un moment important, dar nu e un moment decisiv pentru tot. Eu nu cred. Echipa care pierde duminică este și cea care iese din... Nu, acest este. Pentru mine, nu. Clar că sper că noi vom merge acolo pentru castiga, sigur. Dar nu putem vorbi că este decisiv dacă este un rezultat negativ pentru FCSB sau pentru noi. Eu nu cred. Este o greșeală dacă începem să ne gândim așa. Ce arbitru vă doriți? Am zis că eu nu vorbesc. Mihai Țigan, vă place? Nu este o chestie pentru mine. Arbitrii sunt arbitri, nu este un problemă. Am vorbit înainte că eu nu vreau să vorbesc mai mult de arbitri. Este treaba lor, au treaba foarte dificil, cum este dificil treaba de antrenor. Cine va fi, va fi. Din acest lucru eu nu vorbesc. Nu este. Presa, mai ales presa centrală, e considerată universitatea cea mai avantajată. Fac tot felul de arbitrii. Eu repet, eu nu vorbesc de arbitri, dar nu vreau și ascultă. Se poate zice prostie, nu? Nu se poate? Dacă no. Noi e avantajati, no. Eu, repet, eu nu vorbesc, dar no, avantajati, no. Din altre situații nu este treaba pentru mine. Este situația de club. Da. Mirko, ești pregătit să mai execuți o
Ripeto, l'ho detto anche l'altra volta, mi piace giocare coi piedi, l'ho detto, lo faccio, però gioco in porta. Poi il resto, rigori, punizioni, decide il mister, non è compito mio. Repet și știți că v-am mai spus asta, îmi place să am și joc de picior, fac asta, însă până la urmă joc în poartă și loviturile de pedeapsă și tot ce mai trebuie le decide mister. E posibil să vedem și prin atac? No, este un portar foarte, foarte bun. Pe mine stă acolo. Mihoiu Ostelici a spus că e luat la mișto când a executat acel penalti. Da, ma l-am zis la mine, nu pentru el, l-am zis pentru că eu am decis, nu el a decis, eu am decis. Per me no, perché comunque è un giocatore che batte un rigore, poi che è portiere, se lo calcia bene non è ridicolizzare nessuno, per me non è questo il motivo. Poi ho sentito altri parlare che il portiere non deve uscire con la palla. Io gioco per Craiova e a Craiova, al mister, alla società va bene questo, se non sta bene altre squadre non è problema mio. Nu cred asta, nu am ridiculizat pe nimeni, până la urmă un jucător este un jucător și dacă așa s-a decis, așa am procedat. Am mai auzit și alte persoane spunând că portarul nu trebuie să iese din poartă cu mingea. Eu joc la Craiova și dacă antrenorului și clubului le convine chestia asta, fac asta. Acele persoane tot de la FCSB. Le altre persone che parlavano erano sempre di PSV. Sì, sì, ho sentito che il portiere deve stare in porta. A me non piace stare solo in porta. Non gioco per altre squadre. Sto bene qui. Da. Da. Portarul, l'am auzit, portarul trebuie să nu părăsească poarta. Eu așa procedez, cui mi convine. Mirco, ce ți-ai dorit mai mult, o victorie cu FCSB-ul sau una cu CFR-ul? Toate două. Amândouă. Toate trei, că sunt trei meciuri într-o săptămână. Sì, lui a chiesto Steaua e Cluj. A sărit peste. Cum îi simțiți pe... Haide, capitanul. După precedentul meci, când, deși ați condus, v-ați întors fără niciun punct, crezi că ați învățat ceea ce trebuie să faceți ca să nu reveniți acasă cu mâna goală? Pensi de a avere imparat două goluri, dovete să reveniți acasă cu punti. Penso che tutto l'anno che lavoriamo insieme e per portare sempre a casa punti. Non andiamo da nessuna parte, nessuno stadio, contro nessuna squadra per tornare a casa senza punti. E penso che ovunque giochiamo possiamo vincere, per me. Quindi non c'è da imparare, sappiamo come si fa a vincere e l'abbiamo dimostrato tante volte, secondo me. Tot timpul lucrăm împreună pentru a juca meciul ca să-l câștigăm. Oriunde ne ducem, nu ne ducem niciunde ca să pierdem. Așa că eu cred că nu avem ce să învățăm, știm cum trebuie să facem, trebuie doar să ne facem treaba și să fim concentrați. Dar aveți o poftă de revanș deosebită după ce s-a întâmplat în meciul precedent de pe Arena Națională? A fost o frustrare cu acel meci, în mod special. Secondo me non è un modo speciale di vincere. Se vogliamo raggiungere certi risultati, è normale. Dobbiamo vincere. Noi è quello che vogliamo fare, andiamo lì per vincere, non per pareggiare o per perdere, ovviamente. Nu se poate spune că este o revanșă. Este vorba că trebuie să învingem. Nu mergem acolo să facem egal sau să pierdem. Pentru domnul Mangia, v-ați hotărât în ceea ce privește echipa cu care veți începe meciul? Și în afară de problemele despre care am vorbit puțin mai devreme, de natură medicală, mai există și alte motive care v-ar putea determina să umblați la formulă? Nu, nu, nu. O surpriză pentru FCSB? Aveți? No. Avem... Repet, avem soluție. Avem soluție și avem... În acest moment, eu cred că avem 18 jucători că poate juca. Avem 3 meci în una săptămână. Eu cred că toți vom ajuta echipa în acești 3 meci.
După vom vedea cum începe meci de duminică. Mister, credeți în prietenii în acest play-off? Ați văzut că federația a deschis o anchetă după meciul Arsenei cu PSV-ul. Nu, eu nu vorbesc de pentru eu sunt un persoană care lucrează în teren. Eu stau în fotbal, aceasta e viața mea, nu mă interesează alte lucruri și după sunt situație că este club că vorbește de și e normal că face ce crede că este corect. Nu, eu nu repet, eu nu vorbesc de aceste situații. Te rog, Cosmin. Colic, Martic, Mezacoli. Acestea sunt absenții? Colic, Martic, Mezacoli. Acestii sunt... Da, sunt out. Este dificil. Na, sunt out. Tot trei va fi out. Practic, vă distrez jucătorii care au marcat mai mult de jumătate din golurile în acest sezon. În Cristă, Colic. Va fi greu sau sunt pregătit Cristă foarte... Da, eu repet. Eu cred că eu sunt foarte, foarte... Fiducios? Încrezător cu jucătorii care am la dispoziție. Avem jucători care are calitate pentru creare, sigur, probleme pentru FCSB. Eu cred că are acești jucători are și spirit de revanșă pentru a demonstra că sunt jucători foarte buni și jucători care pot juca în un echipă cum este mare, cum este Craiova. Cum vi se pare revenirea lui Dan Petrescu la CFR Cluj? În plus pentru ei? Da, e strans, un puțin strans pentru că a fost un antrenor care a castigat tot meci. Ce trebuie să faci un antrenor mai mult? Dar eu sunt fericit pentru Dan, pentru că eu am o foarte bună relație cu Dan. Sigur, este un antrenor important, foarte bun, foarte bine pregătit și că a demonstrat că știe cum se castiga campionat. Sigur, este un avantaj pentru ei, este un avantaj, dar după vom vedea ce se întâmplă în teren. Pentru că noi vrem să luptăm, cum am zis. Cum a simțit cel puțin pe federe, pentru că Meza este accidentat după acea pedeapsă? Da, cum sunt jucătorii, ok, Mezacoli este cu echipa, dar doar pentru refacere în acest moment. Mateu este în echipa. A fost și înainte această situație, nu? Anul trecut a fost cu... În acest sezon a fost cu Gardos, anul trecut a fost cu capitanul echipei, a fost cu Baluța. Dacă un jucător, când un jucător greșește, e normal că trebuie să plătesc ceva, dar după pentru mine se pune linia e restart. Așa este. Dar cum îi simțiți pe băieți? Sau cum ați simțit în această săptămână față de săptămâna premergătoare a acelui joc cu FCSB? Mult mai montat, mult mai... Nu, echipa... Adevăr, ieri a fost primul antrenament că echipa a fost împreună, pentru că înainte cu toți jucătorii în echipa națională a fost mai dificil. Dar băieții sunt... Are, eu văd că este o echipă în acest moment, primul rând este o echipă, tot împreună, că are încredere în calitate. Lor, calitate noastră. Acesta este un lucru foarte important pentru mine. Se va juca întregul sezon în săptămâna ce urmează? Adică în cele... Nu, cum am zis înainte, sunt meci importanti. Sigur, e normal că sunt importanti, dar eu nu am văzut foarte multe situații în fotbal că se va schimba foarte repede. Nu putem zice că sunt decisive. Eu sper că va fi mâine și va fi, ma sunt sigur, nu, că sper. Sunt sigur că va fi număr mare duminica în peluza la București. Și sper cu tot suflet că este că va fi ce trebuie după meci. No, am vorbit cu Andrei, e normal, toți giocatorii când nu gioca mult sunt un puțin așa, dar nu sunt probleme. El a înțeles că sunt, în primul rând, sunt decizii din punct de vedere tactic,
pentru că am văzut că juca cu Cristea Colic n-a fost o soluție foarte bună și în meci că am castigat aici cu Cluj, am castigat, dar tot am vorbit că n-a fost prima repriză, n-a fost foarte ok. Am zis Cristea Colic. Cristea Colic, eu cu doi așa este, a fost un puțin mai dificil. Și în altri meci, când Colic face, a făcut ce trebuie, după depinde cum este meci. Dacă este un meci închis cu echipa care se apară foarte jos, eu cred că Cristea este un jucător potrivit. Dacă este un meci că tu ești în avantaje, trebuie să ai soluție și ai mai mult spații. Și este și important pentru situație de faze fixe, nu? Pentru că când eu nu am Colic, pierd ceva din faze fixe, defensive și ofensive. E sunt tot lucrurile care trebuie să eu consider. Am văzut Alexandru Junior în speță și Mudica seara spunea că bancul nu este fundaș stângă. Mai eu respect, e normal, cum am făcut tot timpul, eu respect opinia de toți antrenorii, di tutte persone del football, esperti e analisti, io rispetto. Dopo io sono un allenatore che are io vedo Nico tot zile aici. Depinde și ce vrei de un fundaș stânga, pentru că stilul nostru este ok pentru probabil juca cu și cu Nicu fundaș stânga. Nicu a jucat cu mine, a jucat tot banda stânga. Eu repet, pentru mine, este opinia mea, pot juca în toate poziții din banda stânga. Pentru mine fără probleme. Nino Rocea s-a antrenat? Da, da. Este optimist pentru meciul de duminică? Cine? Nuno o eu? Nuno. No, Nuno, este ok, s-a antrenat. A făcut un meci cu echipa națională, s-a antrenat, este ok. Este la dispoziție, cum toți cei altri giocatori. Îi legați pe fundaș de mâini? Joacă cu mâinile legate? Ah. I was a little bit, I arrived after. Ai understood? Și dacă în urmă cu două sezoane, la fel, o mână pusă pe un adversar în afara careului mult, a dat în selecționare. Da? Da, eu cred că da, deci suntem pregătiți. Toți fundași, toți jucători. Dacă nu mai suntem, vă mulțumim. Mulțumim!